angajați din domeniul justiției. Încerc ca să transmit câteva idei din experiența mea personală și profesională, mai ales din ultima parte a vieții mele profesionale ca procuror șef al parchetului european. Mesajul pe care am vrut să-l transmit este că odată cu aderarea la Uniunea Europeană vor avea o șansă, restul depinde de ei. Trebuie să muncească, să fie consecvenți. Am discutat despre lupta cu corupția, am subliniat faptul că nu există nicio țară curată de corupție, deci nu trebuie să ne facem griji că una sau alta dintre țările pe care le cunoaștem este mai coruptă sau mai puțin coruptă, corupția există peste tot. Încerca să îi încurajez, sigur, probabil nu a fost foarte populară când le-am spus că trebuie să muncească și să învețe, dar vor avea parte de sprijin, vor avea parte de îndrumare, vor avea acces la resurse materiale mai bune și mai departe totul depinde de ei. În prezent, justiția din Republica Moldova este în proces de reformare. Știm că ultima vizită ați avut-o în anul 2022. Iată, de atunci până acum, cum au evoluat lucrurile și dacă mai avem restanțe, care ar fi acelea? E greu să fac eu o evaluare, mai ales că nu sunt în contact foarte direct și ceea ce știu mai mult din ce apare în spațiul public. Eu cred că se văd câteva elemente pozitive în ceea ce putem spune că s-a întâmplat în ultima perioadă de timp în justiția din Moldova. Văd că este un interes foarte mare în ceea ce privește dorința de a cunoaște. Noi am semnat acorduri de cooperare și cu parchetul general și cu procuratura generală și parchetul specializat în lupta anticorupție. Am avut câteva sesiuni de pregătire pentru procurori și pentru polițiști. Încercăm să ajutăm cu absolut tot ce putem. Probabil mai multe elemente o să am în cursul zilei de astăzi, după ce o să am întâlniri oficiale cu doamna președinte, cu domnul primul ministru. O să particip și la una dintre întâlnirile platformei anticorupție, unde probabil schimbul de informații va fi mult mai concret. Cred că se văd anumite schimbări pozitive. Eu pot doar să încurajez pe toți procurorii și polițiștii și judecătorii din Moldova să-și facă treaba. Cred că până la urmă nu trebuie reinventat nimic, nu contează care sistem este perfect, care legislație trebuie implementată sau adoptată. Până la urmă, dacă ne facem cu toți treaba, lucrurile vor evolua bine. În contextul aderării cetățile de la Chișinău în domeniul justiției pentru a se alinia la standardele UE. Sunt mai multe elemente. În primul rând, armonizarea legislației ar fi în concordanță cu standardele europene, ceea ce noi încercăm să ajutăm să sprijinim cât putem. Iar apoi mă întorc la ceea ce am spus. Fiecare să-și facă treaba acolo unde este. Dar când vorbim despre lupta cu corupția, cu toții trebuie să fim conștienți că acesta este un fenomen care se întâmplă tot timpul. Nu putem să ne oprim, nu putem să luăm vacanță, nu putem să greșim, nu putem să spunem gata, am rezolvat și acum nu mai avem nimic de făcut. Este ceva ce trebuie să se întâmple continuu. Și ca să ai rezultate în lupta cu corupția, în primul rând, trebuie să ai un sistem de justiție curat. Apoi, trebuie să fie această legislație care să le ofere procurorilor, judecătorilor și polițiștilor suficiente instrumente legislative ca să poată investiga eficient aceste cazuri de corupție, dar până la urmă, indiferent de modul în care este organizat sistemul judiciar, indiferent de legislație, până la urmă totul se reduce în acum noi, procurorii, judecătorii și polițiștii ne facem treaba. Iar lupta cu corupția nu este doar responsabilitatea sistemului de justiție. Întreaga societate trebuie să fie implicată. Pentru că aici vorbim de prevenire, vorbim de proceduri și vorbim în cele din urmă și de anticorupție, de educație în anticorupție. Pentru că cea mai mare problemă din punctul meu de vedere a fost în România schimbarea mentalităților și a le arăta cetățenilor că corupția este un fenomen grav care le afectează viețile. Sper să reușiți acest lucru și să reușim împreună să facem acest lucru. Dar acest proces poate dura ani, înțeleg. A durat ani peste tot. Nu s-a schimbat nimic peste noapte, nicăieri. Și dacă cineva are impresia că odată ce a intrat în Uniunea Europeană nu mai e corupție, nu mai e provocări la statul de drept, se înșală. Este o luptă continuă. De aceea, probabil m-ați auzit și în timpul discursului, că nu există țară curată. Întâlnim corupție peste tot în Europa, în toate statele membre. Și această luptă trebuie să o ducem în fiecare zi. Dacă intrăm în Uniunea Europeană, mâine n-am intrat în paradis. Lucrurile rămân acolo.
trebuie să muncim, trebuie să ne asumăm responsabilitățile, trebuie să luptăm cu corupția, la fel cum noi ne facem treaba. Probabil că și criminalii doresc să-și continue activitățile și ceea ce vedem în fiecare zi, că sunt provocări și la statul de drept, sunt provocări și în ce privește lupta cu corupția. Deci, cu siguranță, pot să dureze câțiva ani, orice proces de reformare va dura câțiva ani. Tot în contextul integrării europene și începerii negocierilor, țara noastră o să aibă accesul la fonduri europene. Parchetul european o să monitorizeze aceste, probabil o să monitorizeze aceste fonduri și cum sunt ele implementate în Republica Moldova. Dacă ați putea să ne spuneți mai multe detalii la acest capitol și poate exemplul României, cum a fost în România și care au fost greșelile și unde putem să învățăm. Deci, cu siguranță, fonduri preaderare vor fi destul de substanțiale și acolo unde sunt fonduri europene, cu siguranță avem și fraude, ceea ce vedem în activitatea noastră de zi cu zi. Este unul dintre motivele pentru care am venit astăzi. Noi avem protocoale de cooperare cu autoritățile moldovenești, dar cred că este important să discutăm puțin mai concret cum vom gestiona aceste dosare. Parchetul european este operațional din urmă cu 3 ani, deci, cu siguranță, vom avea acum, probabil, în viitor, dosare împreună cu colegii din Republica Moldova. Și cred că în întâlnirile pe care le voi avea astăzi, acesta va fi principalul subiect pe care o să-l abordăm. Așa cum noi, autoritățile, suntem cu ochii pe folosirea banilor europeni, vă pot spune, din experiența parchetului european, că și grupările organizate se uită la acest lucru. Și grupările organizate în Europa devin mult mai puternice prin fraudarea fondurilor europene și prin frauda cu TVA. Iar acest lucru trebuie stopat. Se pare că strategia care a fost adoptată în ultimii ani nu a funcționat întotdeauna, pentru că vedem că această crimă organizată crește și devine tot mai puternică, ceea ce până la urmă poate afecta și securitatea. Și ca să vă dau un exemplu, conform estimărilor europene, doar frauda cu TVA este estimată undeva la 50 de miliarde de euro. Deci dacă ne gândim că aceste sume de bani intră pe mâna unor grupuri organizate, putem cu siguranță să ne gândim că și securitatea noastră poate fi afectată. Și atunci, ceea ce încercăm noi să facem în parchetul european este să schimbăm strategia și să ne focusăm pe banii lor și să le luăm puterea financiară. Acesta este mesajul pe care am să-l transmit și colegilor din Republica Moldova. Cât despre lecții, sunt foarte multe provocări, sunt foarte multe încercări. Nimeni nu este perfect în ceea ce a făcut. Cred că ceea ce este important pentru colegii mei din Republica Moldova este să fie curajoși și consecvenți și consistenți în ceea ce fac. Asta este singurul sfat pe care eu aș putea să-l dau. Dar veți avea vreun sistem de monitorizare cumva special pentru Republica Moldova, pentru banii de preaderare sau nu? Nu o să avem niciun fel de procedură specifică pentru Republica Moldova. O să avem probabil doar un circuit al documentelor care este specific fiecărui stat membru. Noi monitorizăm absolut în toate statele membre, dar și în statele terțe, acolo unde sunt fonduri europene, ne facem simțită prezența. Deci, cu siguranță, acest lucru se va întâmpla și în Moldova, dar nu o să facem o procedură specială sau o situație specială pentru Republica Moldova. Tot ați vorbit de grupări criminale, la noi tot acestea sunt vizibile în ultima perioadă, în contextul alegerilor sau scrutinierilor care urmează în acest an și anul viitor. Aceștia și-au intensificat activitatea prin mituire, cumpărare de politicieni și multe altele. Cum ar putea Ministerul Justiției și Justiția, pe general, să combată aceste fenomene? Lupta cu crima organizată este ceea ce facem noi în activitatea de zi cu zi. La momentul în care parchetul european a fost înființat, ne așteptam să ne întâlnim cu crima organizată din când în când, dar imediat ce am început operațiunile, am constatat că ne confruntăm cu organizații criminale care devin din ce în ce mai puternice și mai violente. Așa cum am spus, este o luptă pe care trebuie să o desfășurăm continuu. Modul în care parchetul european lucrează poate să ajute Republica Moldova, pentru că noi avem acea viziune, vedere din elicopter, adică vedem cumva de sus ce se întâmplă în toate statele membre. Avem acces la toate informațiile care sunt înregistrate în statele membre care participă la EPPO și am creat această zonă EPPO, iar în cadrul acestei zone EPPO putem să gestionăm informațiile și să aplicăm o strategie diferită. De aceea cred că pentru colegii noștri moldoveni, în momentul în care lucrează cu EPPO, toate aceste avantaje vor fi și în folosul lor. Pe de altă parte, o situație pe care am văzut-o în ultima perioadă de timp este și această
folosirea resurselor financiare pentru a corupe diverse persoane care sunt în funcții publice, dar trebuie să vă spun că nu este ceva ce poate vedeți în Republica Moldova, este ceva ce am văzut în aproape toate statele membre ale Uniunii Europene, deci nu este ceva inventat aici. Mulțumesc, din păcate, este un program foarte strict și va trebui să plec. Mulțumim!